O să fie o nebunie. Oh my god. Oh my peace. Salutare prieteni, ce mai faceți? Azi o să vă arăt cum puteți să faceți o lume custom pe Minecraft 1.21. Probabil că ați văzut și voi foarte multe videoclipuri de genul Minecraft, dar lumea este doar din TNT sau din slime sau eu mai știu ce alte chestii mai sunt. Ok? Și astăzi o să vă arăt cum să faceți chestia asta. Dar înainte, nu uitați de un like și un subscribe în caz că sunteți noi. Pentru început, o să vă las link în descriere de la acest site unde puteți să vă faceți mapa. Aici, unde scrie Select All Type, dați pe Custom Superflat și aici vă alegeți blocul din care vreți să fie mapa. Ok, puneți prima oară gres, adică iarbă. După aceea puneți un, nu știu, TNT-uri, hai să găsesc TNT. Sau orice alt bloc vreți voi, nu știu, diamante, gold, orice bloc merge și dați aici pe add. Aici dați bifați chestia asta, prevent slime spawning, adică nu o să se mai spawneze slime-uri. Și biome lăsați așa, plains, cred că ar fi ok. Acum dați pe generate și o să descarce mapa. Și apăsați pe ea și vă bagă direct în Minecraft. Ok, ok, ce se întâmplă aici, nu știu, tocmai murisem. Oh my god. Și gata, s-a băgat mapa. Ia uitați, lumea este doar din TNT-uri. Nu știu de ce am o mapă. Mamă, cum arată acolo, înconjurat de roșu. Ok. Să găsesc un flint and steel. Aolo, da, sunt pe survival? Da. Am dat pe creativ. Ok. Și merge efectiv cu orice bloc doriți. Și vedeți, resumpt am pământ. Flint and steel și să bubuie laptopul. Mamă. Oh my god. A, mă, de ce nu explodează? Ce se întâmplă? Oh my god. Ui, ui, ui. Da, o să creez o altă mapă acum. Nu știu, cred că o să pun diamante. Ok, o să creez o altă mapă acum. Prima oară iar o să pun pământ. Așa, am zis că e iarbă, dar nu contează. Diamante. Ok. Add. Plains. Și la fel. Foarte simplu. Acum iar o să se pună pe Minecraft. Mamă, nu-mi vine să cred. A, mi-a dat și aici niște unelte. Hai că poate pot să fac și ceva cu ele. Bă, dacă aveam și stone, cred că ieșea o combinație. Dați-vă și voi împrejur aici câte diamante. Nu mă întrebați de unde am făcut rost de târnă cop, dar ia uitați. Au, l-am uitat să bifez aia cu slime-urile, să nu se mai spawneze, dar așa pot să mă lupt și eu pe aici. Cu cineva, să nu mă plictisesc pe lumea asta infinită. Ia uitați aici câte diamante. Și practic merge cu orice bloc vrei tu să faci chestia asta. Numai că e doar pe bedrock, din câte știu eu. Pe Java nu am găsit o modalitate momentan, dar dacă i-a apreciat videoclipul ăsta și vrei și pe Java, pe Java sunt moduri. Sunt moduri și poți să faci asta cu moduri. Bine, și pe Bedrock sunt, dar această metodă e mai eficientă pentru că vrei, poți să-ți faci cum vrei tu mapa. Nu neapărat cu ăsta de desubt, cu pământ. Aoleu, nu. Aparent am văzut o chestie interesantă. O să creez o lume cu Anvil. Să vedeți ce fac eu aici, ok? Și doar cu Anvil. Bun. Easy peasy. O să fie o nebunie. Oh my god. Nu, 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 nu. Eulu. Ajutor. 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 Help me. Mamă. Sper că v-am ajutat cu acest tutorial. În caz că nu știați să faceți o mapă custom, să zic așa. Și ciao, fraților.